asta de învățământ virtual din 2021, dedicată memoriei colegului, prietenului și partenerului nostru Marin Vlada, o lucrare care are contribuții majore ale profesorului Vlada în colaborare cu domnul profesor Constantin Cucoș de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cu subsemnatul. Se intitulează lucrarea Metode mixte, hibride de predare, învățare, implementarea laboratoarelor online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a conceptelor referitoare la cursuri masive deschise în programe de educație pentru știință, inginerie, tehnologie și tematică. Voi trece pe scurt peste subiectele abordate în lucrare, abilități, calități pedagogice, componente și activități ale învățământului hibrid, elemente de proiectare utilizate, teorii Garnier-Bloom, taxonomia Bloom, metode de evaluare, utilizarea forumului ca principal instrument de comunicare între participanții la învățământul online, organizarea laboratoarelor online, câteva exemple de resurse educaționale și cursuri masive, utilizarea platformei Moodle la nivel european și în România. Dintre abilitățile și calitățile necesare pentru predarea online, calități pedagogice și cunoștințe pedagogice, remarcăm soluționarea problemelor în grup și sarcini de colaborare, date tuturor participanților, elevi sau studenți, învățarea bazată pe rezolvare de probleme și discutarea rezolvărilor, strategiile didactice bazate pe un studiu de caz, utilizarea simulărilor sau joc cu roluri, generarea conținutului didactic de către studenți, meditații sau mentorat, învățare ghidată, explorare sau descoperire, lecturi sau activități dirijate de profesori, modelarea procesului de învățământ în vederea obținerii soluției. Între componentele și activitățile unei discipline, menționăm programul disciplinei, care se bazează pe cunoștințe anterior acumulate necesare și reamintirea acestora, obiectivele care stau în fața asimilării cunoștințelor și deprinderilor unei discipline, sarcini didactice, ce program de testare se folosește, ce materiale sunt necesare, care sunt criteriile de notare-apreciere, cum se testează informațiile, ce resurse de bibliotecă virtuală sunt folosite, informații despre participanții personal didactic în procesul de învățare hibridă, informații necesare pentru orientarea studenților, elevilor în spațiul virtual, calendarul disciplinei, teme și activități, elevii sunt provocați să finalizeze una sau mai multe dintre următoarele: să rezolve probleme, să aplice conceptele asimilate, învățate în context real și să realizeze aplicații practice complete. Mai menționăm între documentele de curs
prelegeri scurte în format audio sau video, legături către materiale bibliografice pe web, furnizarea unor materiale în regim online, prezentări PowerPoint convertite sau nu în video. Dintre instrumentele de comunicare, menționăm utilizarea pe scară largă a forumurilor. La evaluare, studenții sunt înregistrați online de către platforma mediu virtual. În cazul nostru, cel mai folosit mediul este de virtual de instruire, este Moodle. Câteva exemple de la Facultatea de Inginerie Electrică din Iași și un program european Leonardo, care a creat o rețea interuniversitară în Republica Moldova, se numește CRUNT. În acest diapozitiv vedem componentele specifice unui curs online și componentele pentru activități față în față, tradiționale. Noi am mai trecut în revistă elementele. Ca suport educațional, menționăm anunțuri, mesaje e-mail, discuții în grupuri pe forum și interacțiunea studentului cu alți studenți, cu profesorul, cu școala, facultatea și așa mai departe. La întâlnirile față în față, acestea sunt necesare pentru eventuale examinări finale, sesiuni tutoriale interactive sau sesiuni de laborator. Metodele de proiectare utilizează a materialelor didactice utilizează pe scară largă cele 9 etape ale instruirii evidențiate de marele pedagog Gagné, care se regăsesc în organizarea lecției după un scenariu care conține obiective, introducere cu specificarea unor cunoștințe anterioare care pot fi reamintite, dicționar de termeni noi, exemple, video, audio, text, imagini, cu recomandări, informații suplimentare dintr-un dicționar de tip wiki, testarea cunoștințelor înțelese și asimilate, o temă și referințe bibliografice. În prezentarea materialului din lecție, lecția propriu-zisă, se utilizează taxonomia Bloom modificată de Anderson. Deci reamintire, înțelegere, aplicare, analizare, evaluare, creare. Dăm un exemplu foarte pe scurt dintr-o lecție de puteri în curent alternativ de la o disciplină fizică-electricitate. Evaluarea în mediile online este de două tipuri, formativă pe parcursul asimilării cunoștințelor și sumativă la finalul disciplinei sau al cursului. Concept, activitățile de predare și învățare și sarcinile de evaluare abordează în mod direct rezultatele învățării preconizate. Asigurarea feedback-ului, reacției inverse după asimilarea sau înțelegerea cunoștințelor este absolut necesară. Tipurile de comunicare asincron sunt forumul. Menționăm că aceste concepte la Iași au fost aplicate la mai multe facultăți din Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Sunt foarte mulți studenți înscriși la aceste cursuri pe platformă. Laboratoarele se desfășoară online după un scenariu
didactic în care elevul parcurge teorie, procedura de experiment, modul în care se utilizează software-ul, testarea fenomenului observat și, dacă este necesar, bibliografie suplimentară. Câteva exemple de resurse educaționale. Am utilizat foarte mult Moodle la nivel european. Concluzii, învățarea mixtă, hibridă, face parte din viața noastră actuală și va fi utilizată și pe viitor. În bibliografie sunt lucrări publicate la ICVL, CNIV, în 2018-2019,